Domnule Palu, cum au fost băieții în această săptămână la antrenamente? Cum i-ați simțit? Cum s-au descurcat? Așa, am avut 3 zile bune, o zi foarte proastă. Adică ieri am avut un antrenament nereușit, după părerea mea, dar am avut la începutul săptămânii 3 zile bune. Cred că dacă noi suntem concentrați și suntem siguri pe ceea ce facem și avem o foame de rezultate și o foame de performanță, adică dorință foarte mare de a câștiga, eu cred că suntem o echipă care putem câștiga foarte multe meciuri. Dacă nu, suntem o echipă care, cum să spun, vom fi în nota așa campionatului, în meciuri echilibrate. Cert e că în momentul ăsta suntem o echipă care are calitate, după părerea mea, dar care trebuie să găsească foamea și dorința de a câștiga meciuri. Atâta ne lipsește în momentul de față. Bineînțeles și puțin, nu i-aș spune noroc, i-aș spune mai multă concentrare, pentru că primim gol, cum am primit ultimul gol, dintr-o greșeală copilărească. Dacă noi eliminăm lucrurile astea și avem foamea de rezultate, cu siguranță vom câștiga meciuri. Sunt convins că dumneavoastră, fotbaliștii și mai ales suporterii au fost dezamăgiți de felul cum a jucat echipa cu FC Argeș. Nu, eu n-am fost dezamăgit. Pentru că știam că întâlnim o echipă bună, era primul meci al nostru, întâlneam o echipă echilibrată și o echipă care are, de care joacă de mult timp împreună față de noi, o echipă care am schimbat 6 jucători, am jucat cu 5 jucători noi, deci practic era o jumătate echipă nouă. N-am făcut un meci rău, încă o dată spun lucrul ăsta, chiar dacă sunt o grămadă de specialiști care neagă lucrul ăsta, dar după părerea mea, dacă nu primeam golul ăla, noi puteam câștiga meciul a doua repriză, pentru că n-am făcut niciun joc să reușit, a fost un joc echilibrat, cum sunt toate meciurile din Liga 2 și chiar din Liga 1. Sau spuneți de noastră un meci, că eu nu văd așa mare spectacol sau așa un mare joc. Am văzut toate meciurile din etapă, am văzut, știu exact ce se joacă în Liga 2, știu, am văzut și în Liga 1, sau dacă există mare spectacol pe care toată lumea, alte echipe care fac mare spectacol, spuneți-mi, că eu nu le-am văzut. Eu am văzut niște meciuri echilibrate, în care sunt echipe valoric cam de egale și în care rezultatul decide greșelile personale. Cum a fost la meciul nostru. Eu asta am văzut la meciul nostru. Dar noi, dacă v-am spus, vom elimina greșelile alea și vom mai avea dorință de a câștiga, noi suntem o echipă care vom câștiga multe meciuri. S-au implicat bine noi jucători, mai lat, mai intrat, făcut treabă. Adică, da, cât te poți integra în 6 săptămâni. Nu e foarte, foarte ușor ca să te integrezi, dar sunt băieți care au, din punctul meu de vedere, disciplina antrenamentului și asta e un lucru extraordinar. Vin de la un nivel superior, jucători care vor să joace, care n-au jucat de mult și vor să joace. Toți care au venit sunt jucători valoroși, dar să nu uităm că ei au foarte multe luni de când n-au jucat. Și poți au șansa să dovedească aici. Eu cred că în momentul când ei se vor integra mai bine, vom fi o echipă puternică. Cum va fi jocul de duminică? Avem foarte multe informații despre Buzău, pentru că n-au jucat etapa trecută. E o echipă care a schimbat destul de mulți jucători, dar știu că e un antrenor care pune foarte mare presiune, un antrenor care joacă tot timpul, cere pressing, cere, cum să spun, dăruire foarte multă și din punctul ăsta de vedere cred că nu va fi un meci ușor pentru noi, dar cred că a venit momentul în care trebuie să câștigăm și noi meciul, pentru că avem nevoie de puncte în primul rând. Mulțumim!